poate scăpa de stres. Stres? Că având în vedere că în Zaloa asta au ajuns sărăcie. Că nu au ce mânca oamenii din Zălaș, că mâncă cioante cu brânză. Că Ponta i-a dat la muiera sa să mânce lapte cu gibol. Și la Crina Antonescu, care nu știe învăța, carte. Că stresul ăsta nu au oamenii salar, cum să lucră, că primarul municipiului Zalău nu mai sunt de Zalău să aibă un serviciu la un ADP-ul să facă curățenia orașului. Și noi, oamenii zalăni nu știe să se facă amul, că sunt trist, n-au ce mânca în burtă, n-au ce bea apă și numai beau lapte cu gegibol zalăni. Și au zis că îi dă și la primarul să bea lapte de curcan cu ouăle în cap. Și amu vine Ponta în Zălaș ca să facă regulile cu primarul, că nu-i ajunge salariile și Băsescu l-a sunat pe Crin Antonescu că alo și nu l-a răspuns Ponta, a fost discriminat. A fost discriminat la lui Băsescu, că Băsescu a fost la mormântare la regele romilor, care a murit și Doamne iartă la colunie îi. Și am omorât și Benone, unească în băzut. Și astăzi e mormântarea la Benone și mâine e la regele. Ca să vină și primarul de la Sibiu să pună mâna pe mortul și zică Dumnezeu să hodinească-l. Că el e german și nu știe românește. Și zice, vas mi zic, hi smohanain, dar nu mai în Sibiu, vas smohanain. Sibiu. Și noi am înțeles că să îi spunem la primarul ca să vină în Zalău, ca să ne dea serviciu. Nu să stăm strins și supărat. Că nu avem salariu, de unde mâncăm. Că de unul pe altul, că primarul are bani, 3.000 de euro și nu-i ajunge salariul. Trebuie să mai îndeie și la oameni sărăți, de la oameni ca să poată mânca.